La Cobasna, satul care se află la aproximativ 200 de kilometri de punctul de trecere al frontierei Leușenia-Albița, se află cel mai mare depozit de muniții din Europa de Est. Credeți că existența acestui depozit de armament reprezintă un pericol pentru Republica Moldova în cazul în care Rusia se va decide într-un final și va invada Ucraina? Eu sper că Rusia va fi rațională și nu va invada Ucraina, pentru că aceasta se va răsfrânge negativ și asupra Rusiei. Indiferent ce va decide Rusia, acest depozit de două, care conține 20.000 de tone de muniții, este în sine un pericol, pentru că o bună parte, mai mult de jumătate din acestea, se pare că nu mai pot fi transportate, sunt cu termen expirat și, sigur, se poate întâmpla oricând o tragedie. De aceea noi insistăm ca aceste muniții să fie retrase, care e posibil de retras în Federația Rusă. Ucraina este gata să ofere și spațiu necesar pentru ca Rusia să-și retragă aceste echipamente. Au fost înțelegeri anterioare și ar face-o cu mare plăcere. Deci se poate ajunge la anumite înțelegeri în acest sens. O bună parte dintre ele nu pot fi transportate și, desigur, va trebui distruse pe teren. În 2019, Federația Rusă a trimis semnale că este gata să contribuie la distrugerea acestora și la retragerea lor. Spuneați o mare parte. Despre ce parte vorbim exact? Adică jumătate din 10.000 de tone nu mai pot fi transportate. Deci ele urmează să fie distruse în regiune, pe teritoriul Republicii Moldova. Iar acest proces, noi insistăm ca el să aibă loc transparent, cu participarea organizației de securitate și organizației de securitate și cooperare europeană, OSCE, cu experții, cu participarea experților lor, fiind monitorizat de această organizație, așa. Echipamentul pe care vrea să-l aducă Federația Rusă trebuie să fie adus doar prin aeroportul de la Chișinău și nici de cum prin aeroportul de la Tiraspol. Deci ne dorim ca totul să aibă loc, tot procesul de distrugere armamentului să aibă loc într-un mod transparent, monitorizat, astfel încât să fim siguri că aceste echipamente se distrug și nu ajung pe mâna unor formațiuni militare din regiune. Și de asemenea că Federația Rusă nu folosește acest proces de distrugere ca pe un alt motiv de a rămâne indefinit în regiune. Aveți un răspuns din partea Rusiei pe subiectul acesta recent? Bine, sunt semnale că ar fi interesați, noi discutăm cu ei și sigur, deci se discută. Deocamdată suntem la etapa de discuții, dar e important că există această disponibilitate din partea Federației Ruse. Sper să fie una serioasă și în cele de urmă vom fructifica-o prin închiderea acestui depozit odată și pentru totdeauna.